România nu poate fi o țară din care unii doar să vină să mai scoată niște resurse minerale, să mai producă niște carburanți, să-l dea la export în condiții mai bune decât nouă în piața internă și așa mai departe. Trebuie să privim cu mare seriozitate aspectele astea ca să știm cam ce ne-ar putea aștepta dacă nu ne trezim și dacă stăm și noi la cafele, că și ăsta e un lucru care trebuie spus, că și grecii s-au cam lăsat în spate vreo 10 ani de zile. Dar și București, fiind de mașină la ora 12, când a trebuit să rupem birourile, să mai scriem câte ceva sau să mai...